Luni, 26 septembrie 2016, s-a stins Ioan Ghiuri Pascu, un artist care a marcat o întreagă generație. S-a stins un om care nu a lăsat pe nimeni indiferent, un om de o simplitate și o căldură copleșitoare, care prin simpla apariție pe scenă, la radio sau la TV, transmitea bucurie și căldură umană. În ciclul 100 de filme legendare românești sau 50 de filme într-unul singur la magazinul Victoria, România Film s-a hotărât să prezinte singură coproducția megleno română Shogun. Artist complet, lui Ioan Ghiuri Pascu ieșea totul bine. Compozitor, interpret, actor. Ghiuri Pascu a iubit publicul și a fost iubit tocmai pentru că relația lui cu acesta a fost una onestă și autentică. Într-un interviu la Radio România Cultural, artistul definea ce înseamnă relația lui cu publicul. Nu-mi propun să-l stăpânesc, îmi doresc să fiu sincer și simplu. Ioan Ghiuri Pascu s-a născut în Anita pe 31 august 1961. S-a lansat în cariera muzicală încă de la 16 ani, iar în 1987 s-a alăturat grupului Divertis, ale căror show-uri de satiră politică, pline de umor inteligent, au marcat perioada post-decembristă. Fără Ioan Ghiuri Pascu, Divertis nu ar fi fost cu siguranță ceea ce a fost. Ioan Ghiuri Pascu a fost foarte iubit și aici, în Canada, unde a susținut mai multe spectacole. La Montreal am avut șansa de a-l vedea pe scenă ca interpret, compozitor și umorist cu spectacolul The Blue Workers și ca actor cu piesa 4x4 personaje, prezentată de Teatrul Spiritual și regizată de către fosta sa soție Daniela Maria Marin. Am avut ocazia să-l cunoaștem mai îndeaproape ca invitat ales cu TV. După interviul acordat, am avut șansa să-l descoperim pe omul Ghiuri Pascu, la o țigară și la o cafea. Un om simplu, sincer, autentic, care trăia în prezent și care degaja înainte de toate umanitate. Ioan Ghiuri Pascu a iubit viața, a iubit frumosul și ne-a lăsat un mesaj simplu: nu te lăsa, viața e frumoasă. În ultimul său interviu, realizat de către Ștefan Naftanaile la Radio România Cultural, mărturisea ce anume îi lipsește pentru a fi fericit. Cred că bucuria de a fi, de a înțelege ce înseamnă a fi, nu a avea. Pentru mine, a fi înseamnă verbul primordial. Dacă învățăm să fim, vom putea deveni cineva. Asta e ordinea, a fi. De asta nu fac proiecte mari de viitor. Niciodată nu mă gândesc pentru ce va fi la anul. Suntem din nou la Montreal, acum în altă formulă, eu mărturisesc că nu am mai fost aici din 2003, că atunci umblam cu trupa Divertis, niciodată n-am avut ocazia, nici pe coasta de est, nici pe coasta de vest a Canadei, să vin să cânt cântecele scrise de mine, deci pentru mine e emoție în plus faptul că am venit aici și sper să vă purtăm pe, într-o călătorie foarte frumoasă pe cerul inimii. Eu cred că viața mea este visul, că eu sunt doar gândul meu de acum. Îl știi pe lungă în paradisul, unirea unei frunze, mă somesc dormind în port de drum. Este pe oameni, da!
asta la televizor, cam atât am înțeles. Ok, nu știu ce înseamnă, să am vieții, mă, frate. Deci asta e un fel de pies așa ca la rock, v-a zis. Deci acum trebuie să cântăm. Tu zici, dom'le, ca să fiu sigur că face ceva omor eu chitara asta. Uite, se chide o țâta, râde lumea mai primele ce dom'le, a râs cu oamenii ăla pe foc Gheorghe sau nu mor, că a râs cu oamenii ăla pe foc Gheorghe sau nu mor, că a râs cu oamenii ăla pe foc Gheorghe sau nu mor, că a râs cu acasă Vasile, era foarte obosit și deschide ușița și vede o pereche de bocorci. Se uită el în dormitor când colo Măriuța cu Gheorghiță. Mintea s-a dus până la clozet, adică la dulap. Și a scos din dulap pușca cu brenicul cu care pușca el. Mă rog, la el și la muș ce se pușcă prin care. Nu a pușcat el elci, dar l-a pușcat pe săracul Gheorghiță. L-a pușcat direct între ochi, așa s-a împrăștea Gheorghiță pe toți peleți. Deci melodia se numește în orice capenea. Pentru că se poate cânta oriunde, găsiți și videoclipul pe YouTube. Așa, și zice cam așa melodia. Nu e foarte grea melodia mea, se poate fredona în orice capenea. Oh.
penso al mare, penso alle mattinate in America, ma che erano solo in affari, la chiave cascina di un'elica. Artist polivalent și prolific, Iuri Pascu avea încă multe proiecte de realizat, avea încă multe de spus. Din nefericire, a plecat prea repede, lăsându-ne puțin mai singuri în această lume corporativă, însă ne îndeamnă de acolo de sus să fim liberi. Ce liberi am fi! Secundă n-am
Mulțumesc, doamnă Smith. Vai, domnule Smith, când mă gândesc ce noroc a avut, ce soț minunat i-ați fost, de fiind vecini, mai vedem și noi ce noroc a avut. Dar acum gata, s-a dus. Așa e și cu norocul. Vine, pleacă, vine, pleacă. Stop! Ce joci acolo? Păi ce e aia? Ești așa erotic în etern? Nu! Ia de-te, zi-te! De la început. De la început! Vai! Vai! Tu auzi ce zici? Vai! Pui mâna pe el, da? Vai! Vocal, ai! Domnule Smith! Vocal, Dani! Fosta sa soție și partenera a Teatrului Spiritual, Daniela Maria Marin, a rezumat cum nu se poate mai bine ceea ce a însemnat Ioan Ghiuri Pascu pentru noi. Să cuprindem nu doar mințile și intelectul și rațiunea omului, cât și partea aceasta a emoțiilor, a sufletului, cum mi se mai spune, deși ar trebui să facem o distinție între suflet, spirit și sentimente și emoții, nu o să intru acum în amănunte, că ar fi prea mult, dar această simbioză, această îmbinare a minții cu inima omului s-a cam pierdut, s-a cam diluat. Ne propunem să ne amintim ce înseamnă emoție, că emoția ne diferențiază de restul speciilor care trăiesc pe pământ. Ne propunem să ne amintim că toți, de fapt, împărtășim aceleași trăiri. Nu contează naționalitatea, nu contează vârsta, nu contează culoarea pielii. Omul trăiește bucurie, trăiește nefericire. Sincer, pentru mine este neesențial. Dacă vrea cineva mai mult sau mai puțin, pentru că aceste lucruri nu se exclud. Umorul nu se exclude dintr-un proiect de teatru spiritual, așa cum spiritualitatea nu e adecvată, nu se exclude nici din umor, nici din tristețe, nici din bucurie. Și atunci, pentru mine e foarte simplu. Pentru mine e foarte important să ai bucuria de a face un lucru, de a-l duce la capăt, de a mulțumi că ai această capacitate, că ai primit într-un fel această misiune de a lucra spiritual, iar după ce ai, cum să spun, după ce s-a și moșit copilul și a plecat în lume, nu mai e treaba ta cum e perceput. Și atunci nu este important că e umor, că lumea crede într-un teatru spiritual sau nu crede, este pur și simplu, este un lucru pe care îl propui și întâlnirea fiecăruia cu un lucru artistic, fie că e vorba de o pictură, fie vorba că de un cântec, este o întâlnire extrem de personală și care îi duce până acolo unde să înțeleagă cumva o apartenență prin gândire conștientă a conștiinței lor, o apartenență la un ocean care n-ar putea exista fără totalitatea picăturilor lor, așa cum nici o picătură nu face mare brânză în momentul în care singură rămâne pe o piatră, la o pală de vânt sau la o rază de soare, se topește. Și atunci există această bucurie de a face lucruri care să aducă oamenii împreună. Și când oamenii simt acest lucru de a fi împreună, simt bucuria oceanului. Putem să zicem că îi scoate o dată când vin ei din acea fugă din care vin la teatru pentru a căuta această liniște, dar de multe ori s-ar putea să aibă șansa ca prima oară să pice în fântâna aceea în care își aude ecoul propriei voci, doar al propriei inimi, pentru că de multe ori îi duci în alte angoase pe care trebuie să și le recunoască pentru a le vindeca. Îi văd, pentru că e ca și pepita de aur. Toată viața asta omului e ca un minereu din acela care nu există în stare pură. Și de aceea un om care este în mod conștient și sincer pe o cale spirituală recunoaște că e dalmațian. Și atunci un dalmațian care e frumos, zici, mă, oare e alb cu pete negre sau e negru cu pete albe? Și aici nu se știe. Cu toții suntem dalmațieni pe calea asta spirituală și eu spun că sunt 7 miliarde de oameni pe calea spirituală, că vor, că nu vor. Și atunci ei când vin, văd de la anumite niveluri
adaptează acest mesaj așa cum ei l-au întâlnit. Unii se regăsesc în niște momente de tristețe, alte momente de râs, alții își capătă un echilibru, alții ies din acel echilibru aparent, din acea zonă de confort pe care ți-o dă de multe ori și suferința sau stresul. Dacă îl pune cineva pe liber pe un om care a lucrat la corporație 7 ani și lasă 6 luni pe bară, să vedeți cum nu-și găsește echilibru, pentru că nu mai face team building, pentru că nu se mai duce repede să se îmbete cu colegii după 4-6 zile de muncă robotică și așa mai departe. Există un confort, un confort și al suferinței, un confort și al stresului. Adică, ce vreau să fiu? Deci, ăsta e finalul? Locul îngerilor este în ceruri. Uneori mai coboară și pe pământ pentru ceva timp, iar când vine vremea să se întoarcă, nu stau prea mult pe gânduri. Tot așa și îngerul Ioan Ghiuri Pascu. De acum el ne va bucura sufletele de acolo, de sus, de printre stele. Îți mulțumim, Ghiuri, pentru totdeauna.